Hei, bună și bine ai revenit pe canalul meu de YouTube! Dacă ai mai fost pe acest canal, mă bucur foarte tare să te revăd! Dacă ești pe pentru prima dată, dă subscribe la acel buton pentru a fi mereu la curent cu toate materialele pe care le pun aici despre sfaturi de afacere, despre sfaturi de sănătate, de stil de viață sănătos, setare mentală, dezvoltare personală, lucrurile care pe mine mă pasionează în fiecare zi. Așa că astăzi vreau să împărtășesc despre... Da... Iar sfaturi de afacere. Construiesc o afacere de peste 7 ani de zile în domeniul online-ului. Am fost printre primii sau pionieri în partea aceasta de a dezvolta o afacere în online, ceea ce pe mine m-a pasionat foarte mult și m-a făcut să descoper din ce în ce mai mult acest domeniu. Se pare că online-ul a câștigat enorm de mult în ultimii 2 ani, de aceea vreau să împărtășesc despre cum faci în mod profesionist o afacere în social media. Social media și, în general, online-ul este un instrument pe care îl avem la dispoziție aproape gratis. Costă foarte puțin un abonament de Wi-Fi ca să poți să-ți construiești o afacere în social media, în online. Da, și poți să faci fără investiții foarte mari, poți să faci doar folosind un telefon, un laptop și acel abonament aproape gratis de Wi-Fi. Doar foarte că e important că acest instrument care este aproape gratis te poate ajuta în afacerea ta sau te poate afecta. Pentru că, da, toate afacerile s-au mutat acum în online, absolut totul se desfășoară în online, este foarte important ca și prezența noastră să crească, să fie la un alt nivel, să te duci la un alt nivel de prezență în online. De ce? Pentru că până acum, dacă eram vizibil și imediat eram remarcat, pentru că nu foarte multă lume era în online și nu foarte multe afaceri erau în online, e, acum cam toate sunt mutate în online. Ce face diferența? Ce face ca acei urmăritori să se oprească, să te urmărească pe tine și nu pe altcineva? Pentru că deja este o gamă variată, deja este o concurență fantastică în social media, așa că, da, ceea ce face să te urmărească pe tine este dacă ești diferit, dacă ești diferită, dacă ai ceva de adus ca și valoare. De ce e foarte important să înțelegem că dacă desfășori o activitate în gen network marketing, așa cum și eu desfășor de 7 ani de zile în peste 20 de țări, totul online, dacă desfășori o activitate în network marketing sau orice alt tip de activitate și te-ai mutat în social media, foarte important să înțelegem că, mai ales în network marketing, oamenii te caută pe tine. Nu neapărat produsul, nu neapărat afacerea și oportunitatea, ci oamenii te cumpără pe tine. Gândește câte persoane mai pun pe social media produse ca și ale tale. Câte persoane mai pun despre această oportunitate ca și tine. Câte persoane apar în social media și spun am cea mai tare oportunitate din lume. Totuși, ce face o persoană să spună pas la ceilalți și să vină la tine? Tu. Tu și ceea ce tu faci, imaginea ta în social media. Pentru că asta face enorm diferența. Și hai să vorbim despre partea aceasta, pentru că tu ești cel care vei atrage enorm de mult oamenii, cei care te urmăresc, tu vei atrage și vei transforma în fanii ai tăi, adică în momentul în care deschizi telefonul să te caute pe story, să te caute pe să vadă ce ai mai postat, să te pună acolo chiar la favoriți. Tu ești cel care faci partea aceasta în care, dacă au nevoie de ceva, să te caute pe tine, pentru că și-au adus aminte că au văzut ceva la un moment dat pe timeline-ul tău, tu ești cel care face ca să aibă încredere. Deci, pentru că se practică foarte mult acel model de te plac, am încredere în tine. Și asta trebuie să facem cu oamenii în social media. Întâi să ne cunoască, să ne placă, ca după aceea să cerem să cumpere ceva. Așa că vreau să vorbesc astăzi despre cum faci ca cei oameni să te placă? Cum faci ca prezența ta să fie una plăcută încât să revină și la un moment dat să aibă atât de multă încredere încât să spună cu tine voi merge mai departe? Foarte important pe partea aceasta, în primul rând, cum folosim social media și dacă social media, canalul de social media pe care îl folosim, platforma pe care o folosim, este pentru viața personală, este pentru business sau pentru amândouă le îmbin. Eu am preferat să le îmbin. De ce? Pentru că știu că afacerea mea este parte din viața mea și viața mea la fel se îmbine excelent cu afacerea. Oamenii caută, persoanele pe care eu le vizez, cu care eu vreau să lucrez, sunt persoane care caută să-și îmbine viața cu modul de lucru, adică să câștige flexibil, de oriunde doresc, când sunt de lângă familie. Deci exact asta. Și atunci am îmbinat aceste două părți. Așa că
am un singur canal de social, de Facebook, de exemplu, am o singură pagină, am un singur, profil pe care merg foarte mult și postez foarte mult despre ceea ce mie îmi place, ceea ce, pentru că vreau să atrag persoane care, cu care am ceva de împărțit, de împărtășit, cu care ne place să împărțim timp împreună, ne place să lucrăm împreună, ne place să avem aceleași pasiuni, ne plac aceleași lucruri, poate partea de fashion, poate partea de călătorii, lucruri de genul acesta. În primul rând, pornește cu un profil să fie curat, un profil care prima parte, partea de cover, partea de poza de profil, astea să dea acea dorință a omului să revină la tine, acea lucru care să-i spună, îmi place ceva la persoana asta. Foarte important cover-ul să dea acea impresie, să simtă persoana respectivă, de fapt, cu ce te ocupi. Dacă te ocupi cu un business flexibil, că lucrezi online, pune în cover cum tu lucrezi de undeva flexibil, cu laptopul în brațe, undeva pe o terasă, un lucru de genul acesta în care imediat persoana respectivă să prindă ideea că tu lucrezi online ceva și că s-ar putea să aibă ceva de câștigat acolo. Poate că vrei pe partea de profil, poze de profil, foarte important să fii tu în poza de profil. Oamenii nu caută să facă afaceri nici cu cățelul, nici cu, nu știu, peisaje, nici cu o floare. Oamenii caută să facă afaceri cu oamenii. Oamenii caută să se alăture oamenilor. De aceea e foarte important ca la poza de profil să fii tu. Și cât mai aproape, adică nu din depărtare, nu chiar, nici chiar super aproape, adică totuși să se distingă, să te distingă, adică oamenii să te recunoască, să te poată identifica, să le placă partea aceasta, să simtă o chestie, să simtă acea atracție în care, da, vreau să lucrez cu această persoană, mi este super dragă, cred că aș putea să mă înțeleg, cred că aș putea să fac un parteneriat. Bun, după care contează ceea ce tu postezi în fiecare zi. Pentru că este foarte important în social media consecvența. Nu doar din când în când, nu foarte mult într-o zi și după care 3 zile nimic, nu o dată pe săptămână și atunci turnăm absolut tot și după care 5 zile nu mai apare, consecvența, zilnic. Și social media, mai ales Facebook-ul, are în perioada aceasta, pentru că vorbesc foarte mult despre Facebook, în condițiile în care încă Facebook-ul este platforma care atrage foarte mult pe partea aceasta, pe lângă celelalte Instagram, TikTok sau YouTube-uri sau alte lucruri de genul, dar totuși Facebook-ul rămâne preferatul. Așa că postează zilnic. Postează zilnic și Facebook-ul are niște algoritmi în care, foarte important, maxim de 2 ori pe zi, cel puțin o dată pe zi, deci o dată sigur, dar maxim de 2 ori, nu foarte multe postări, pentru că vor intra în concurență una cu cealaltă și Facebook-ul îți va împărți urmăritorii între 3, 5, 7 postări. Adică, pentru că orice postare în Facebook este văzută de undeva la 20, maxim 30 de, la sută dintre prieteni, așa că stai liniștit, nu vei spama niciodată prietenii, pentru că Facebook are grijă să nu facă lucrul acesta. Deci doar 20-30% dintre prieteni vor vedea postarea ta, de aia este foarte important să fie una, maxim două, și să fie legată de ceea ce ție îți place. De aceea, fă o listă cu lucrurile care îți plac. Poate dezvoltare personală, poate fashion, poate călătorii, poate să inspiri în partea de sănătate sau să inspiri în stil de viață sănătos, de sport, de mișcare, adică fă o listă cu câteva pasiuni ale tale și pune ca de exemplu, fă-ți planul pe săptămână ca o postare în fiecare zi să fie dintr-una dintre pasiuni. Adică în felul acesta lumea te cunoaște, lumea înțelege cine ești, lumea înțelege că în momentul în care va intra cu tine într-o discuție, te recunoaște după postările tale. Știți cât de greșit este să vezi persoane care pun ceea ce cred că este bine pe Facebook și după care, în momentul în care cunoști persoana respectivă, să-i spune că nici măcar nu are nicio treabă cu ceea ce a postat acolo. De-aia e foarte important să fii autentic, să fii tu acolo, să fii tu așa cum ești. Nu există, nu se caută perfecțiunea, se caută autenticitatea, originalitatea, să fii tu, pentru că de fapt oamenii asta caută, să te cunoască, să te placă, ca după aceea să aibă încredere în tine. Ok, deci postează zilnic și caută temele din acea categorie, din acele categorii care ție îți plac. Intră în conversații, intră în relații, intră în discuții. Fii prezent la lucruri de genul acesta. De ce? Pentru că oamenii caută, social media asta vrea. Te vrea prezent în conversații. Facebook nu vrea o persoană care doar să arunce o postare și după care așteaptă să mă contacteze lumea. Cel mai greșit mod de a face afaceri în social media. De genul am aruncat o postare după care aștept să mă contacteze lumea. Știți câte afaceri au picat și câte persoane au renunțat să facă o afacere în Facebook, o afacere în social media datorită acestui concept?
am postat, nimeni nu m-a căutat, în niciun caz. Îți generezi partea aceasta încât oamenii să te caute. Generezi ca celelalte persoane să se uite la profilul tău. Și cum generezi asta? O să vă zic imediat. Deci, e foarte important să înțelegi că a arunca niște postări, a pune despre produse toată ziua și a spune toate cu tot conținutul unor produse, dacă ai un business legat de produse, nu te ajută cu nimic. A pune de genul postări ca au 5 persoane care să încep un business luna aceasta, nu mai ajută, nu au nici un impact. De aceea este foarte important să înțelegem, ok, ce, cum aș putea să mă prezint în social media încât să atrag? În fiecare zi primesc o grămadă de mesaje de la persoane care mă întreabă, ok, dar totuși ce faci? Vreau și eu să înțeleg, vreau și eu să fac ceea ce faci tu. Sunt persoane care îmi scriu, am văzut că faci o afacere, am văzut că ai un câștig în online, cum aș putea să învăț și eu? Asta pentru că le transmit exact mesajul acesta. Foarte important ce înțeleg oamenii din ceea ce tu pui pe profil. Dacă din când în când mai pui câte o postare de afacerea ta și restul pui o grămadă de share-uri sau o grămadă de alte lucruri de genul acesta, oamenii nu vor înțelege de fapt cu ce te ocupi și cum îi poți ajuta. Oamenii au nevoie să înțeleagă cum îi poți ajuta. Astea, dacă rămâi cu această întrebare în minte, în continuu, când postezi, să te gândești, ok, oare înțelege cu ce eu îl pot ajuta? Exact despre asta este. Ghidează-ți și creează-ți toate postările, creează-ți tot planul de social media, creează-ți lucrurile acestea pe cele două direcții, să te cunoască, să te placă și după aceea să aibă încredere în tine și ținând cont de faptul că oamenii trebuie să înțeleagă cu ce îi poți ajuta. Ok, deci creează un plan de postări, pune în fiecare zi puneți acest plan și eu de obicei mi-l creez duminică seara, maxim luni dimineața pentru toată săptămâna, pentru că eu în fiecare zi mă întreabă pe foarte multă lume, ok, cât timp stai tu pe social media? Vă spun sincer, cam undeva la 30 de minute în fiecare zi și sunt prezentă pe foarte multe platforme. De ce? Pentru că am un plan bine făcut și ideea este nu să-mi dau timpul în social media, ci să folosesc social media pentru a-mi crește afacerea. Atenție, pentru că social media le vrea acolo foarte mult, dar folosiți-o smart, folosiți-o inteligent, tu folosește social media, nu lăsa social media să te folosească pe tine. Bun, deci vorbeam despre partea în care să creezi aceste postări, să fii prezent acolo, să le arăți în fiecare zi despre ce tipsuri tu folosești poate în stilul de viață sănătos. Dacă ai o afacere cum am și eu un stil de viață sănătos, de health and wellness, nu să vorbesc toată ziua despre produsele mele. Ok, e clar, când este un produs premiat, normal că m-am lăudat cu el pentru că avem produse premiate și asta este super la marile gale de beauty și de sănătate. E clar că vreau să-l arăt tuturor ce produs de calitate am. Doar că dacă vreau să arăt despre un produs în general, vreau să arăt despre beneficii, ce câștigă acea persoană, ce simte cu ea, cum va fi înainte și cum va fi după, cum va fi viața după ce va folosi produsul meu, cum va fi viața, ce experiență va simți cu produsul meu, ce lucruri fantastice, ce emoții, ce stare excelentă va avea după ce folosește produsul meu, pentru că asta interesează oamenii, nu interesează produsul, nu interesează neapărat ce conține, nu interesează lucruri de genul acesta, ci contează cum li se îmbunătățește viața folosind produsele pe care tu le promovezi. Deci foarte important de genul, arată oamenilor ce valoare le dai, arată oamenilor ce vor obține, cum li se va îmbunătăți viața dacă stau în jurul tău tot timpul. Am spus o postare maxim două pe zi la story-uri cât cuprinde, arată-le toată viața ta și stilul tău de viață dacă vrei oamenii să te cunoască cât mai bine. Adică dacă vrei să vadă, ok, cum îți desfășori activitatea pe lângă familie, arată-le, behind the scenes se numește asta, adică spatele scenei, cum îți pregătești sesiunile, cum te pregătești cu echipa, cum poate că și tu ai zile care nu ți-i ușoare, ca să înțeleagă că afacerea asta nu este tot timpul doar lapte și miere și tot este ușor. Nu, este o afacere serioasă în care ai și zile mai bune, ai și zile mai puțin bune. Arată-le exact adevărul, ce se întâmplă, să simtă partea aceasta, să fie ca și cum sunt cu tine în această călătorie. În felul acesta, au încredere și vin alături de tine în afacerea ta, nu alături de altcineva care nici măcar nu le arată poate ce se întâmplă, ce sesiune au, cum se desfășoară, cum îi trăinuiești, cum îi pregătești să devină buni profesioniști și ei în această afacere.
Ok? Deci fii foarte pregătit pe partea aceasta și vorbeam despre partea fii prezent, ai o prezență drăguță pe timeline, pe profil, angajează-te în discuții, în conversații, pentru că asta vrea social media, te va promova dacă te angajezi în conversații, dacă intri în conversații cu persoane, poate că și inclusiv intră în grupuri. Din grupuri mi-am cunoscut cei mai mulți parteneri noi de business, pentru că în grupuri cunosc foarte multă lume, în grupuri legate de pasiunile mele, de fashion, de călătorie, de animale, de absolut orice dorești, de copii, dacă ești o mamă. Deci intră în grupuri și nu sări direct cu ceea ce tu ai de oferit. Întâi lasă oamenii să te cunoască, să te descopere, ca să prindă încredere în tine și abia după aceea arată-le de fapt ceea ce tu ai de oferit. Adică fă-ți postări în grupul respectiv, adaugă valoare, răspunde la comentarii, adu valoare acolo în grupul acela, intră în contact cu persoanele acelea și fii prezentă, fii sociabil. Asta vrea istorie, să ai de socializare, nu doar să ne aruncăm niște postări, ok? Deci cam asta face diferența enorm, ca să poți folosi aceste platforme în modul cel mai profesionist. Asta face diferența între persoane care doar postează de câteva ori și după care spun, da, mie nu funcționează, nu merge, ok, clar nu va merge dacă arunci niște postări care nu sunt intenționate în direcția a aduce valoare și a arăta oamenilor cu adevărat ce înseamnă a folosi produsele tale sau a fi alături de tine în afacerea ta. Iarăși foarte important ce mai este pe partea aceasta este nu renunța, pentru că da, ai nevoie de timp. În social media, în Facebook, ai nevoie de timp. Totul nu se întâmplă de la prima postare, nu se întâmplă de la a doua, nu se întâmplă de la a treia, dar garantat se întâmplă. Asta te spun eu, care am avut luni întregi, care poate am postat primele mele postări erau cu 2 like-uri, 3 like-uri, deci că lumea mă descoperea. Ca după aceea să intru în conversații, după aceea să fiu prezentă, ca după să îmi construiesc toată afacerea, care este de, da, 6 cifre pe an, adică 10 de mii de euro pe lună, doar din social media, doar din Facebook, persoane cunoscute în această direcție. Așa că folosește platformele acestea, le avem la îndemână. Suntem generația care suntem binecuvântați cu așa ceva, dar generațiile anterioare n-au avut, și chiar de multe ori mă întreb cum au reușit ei să facă afaceri. Nu mi-aș vedea viața acum făcând altfel fără social media, pentru că aveam la dispoziție, e atât de ușor să te conectezi cu absolut oricine din lumea asta, dar important este să le folosești în modul corect. Altfel, nu te vor ajuta, ci te vor încurca mai mult. Sper că te ajută aceste tipsuri, lasă-mi comentarii, sunt foarte curioasă cum folosești și pe ce platformă ești prezent. Dacă ești pe Facebook, lasă-mi un like și pe Facebook, dacă ești pe Instagram, hai să ne conectăm și pe Instagram, da, sau pe TikTok, hai să vedem unde ești și vorbim mai mult despre cum să-ți faci această prezență încât oamenii să te cunoască, să te placă și după care să aibă încredere încât să vină alături de tine și să-ți urmărească profilul, să fie cu tine în afacerea ta, să-ți folosească produsele și să spune da, mă bucur foarte tare că te-am descoperit în social media. O zi excelentă și ne vedem la următorul video!